Aș vrea să mai spun un lucru. Sunt două aspecte foarte interesante pe care inspectoratul școlar le-a ordonat instituțiilor. Două aspecte pe care vreau să le spun, fiindcă directorii nu au curajul să le spună. Și anume acela că au fost obligați să dea maxim 2 ore la plata cu ora. Deci nu există nicio dispoziție legală în acest sens. Fapt care nu face altceva decât să creeze chiar probleme foarte mari în sistem. Și creează probleme foarte mari în sistem. De ce? Pentru că, de exemplu, la o încadrare nu pot fi 20 de ore. La încadrarea profesorilor cu 18 sau cu 16 ori, nu pot fi 20 de ore. Pot fi 21 sau 22. De acord. Sunt, de exemplu, locuri unde, într-adevăr, de profesori au primit 24 de ore, 26. Nu e în regulă. Dar undeva 20, 21, maximum 22 de ore, orice profesor titular din școală poate să-și permită să trebuie să le ia. Reamintesc tuturor următorul lucru. Când am fost acel moment în care trebuiau tăiate salariile, am dat libertatea directorilor să dea colegilor un număr mai mare de ore suplimentare, în așa fel încât să fie acoperită această scădere de salariu. Pot fi contrazis cu următorul lucru. Se palmează ore. Palmare de ore înseamnă 10 ore sau 8 ore pentru membrii ALDE sau pentru simpatizanți sau pentru cei care au mers în campanie electorală, iar 4 ore pentru un titular suplimentar chiar nu înseamnă nimic. Pentru că dacă mi-ai adus un suplinitor în școală, ai făcut totul praf. Vreau să vă spun în momentul de față că sunt probleme foarte mari. Deci se încearcă distrugerea liceului Cerna pentru faptul că nu a vrut să accepte condițiile impuse de inspectorul școlar general și în momentul de față oamenii își vor pierde în anul următor catedrele. Deci oamenii sunt foarte, foarte supărați. Este incredibil cum la liceul Cerna, de exemplu, a fost pus director adjunct o persoană cu un traseu foarte interesant. Profesor la școala finului meu, numit acum un an director la o școală din județ, școala finului meu, mă refer la o școală din, tot din județ, în speță la școala Chiscani, finul meu, finul domnului Gheorghiță, a fost numită directoare adjunctă la școala Scorțarul Nou și în acest an a fost numită directoare adjunctă la liceul Cerna. Un traseu foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Și dacă vreți, vă pot spune mult mai multe. Dar rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare. Dar deci ce condiții impune, încearcă să impună inspectorul școlar general? Le-au impus să se unească cu liceul Sebastian. Și profesorii nu au vrut, și pe bună dreptate nu au vrut, pentru că domnul Simionescu poate să confirme. În 2011, când a vrut să facem comasarea școlilor, liceul Cerna poate fi comasat cu alte școli generale. Și este mult mai eficient. Mult mai eficient. De 2 ani de zile, această școală, acestei școli nu sunt acceptate clasele de-a 5-a. În acest an am informații că erau 22 de copii înscriși și n-au putut să-și facă clasa 5-a. Nu li s-a dat voie de la inspectorat? Asta am înțeles. Deci, asta mi-a transmis un director pentru că de nu este aprobat clasa. Deși oamenii, într-adevăr, făcuseră eforturi foarte mari ca să aducă copiii acolo.